Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Interviului de la Mare. În această săptămână l-avem invitat pe jurnalistul Adrian Boioglu. Bine a venit, Adi, poți să spun Adi? Salut, Cristi, bineînțeles. Bine te-am găsit, bine ai venit și să intrăm așa direct în subiect. Ce reprezintă fericirea pentru tine? Oh, mai luat prin surprindere cu întrebarea asta. Ce reprezintă fericirea? E greu de spus. Cred că toate lucrurile din viața ta trebuie să aibă, au locul lor, cu siguranță au locul lor. Și cred că ele trebuie să se miște, fiecare rotiță trebuie să se miște într-un anumit fel, în așa fel încât să nu ai grijă zilei de mâine, nici financiar, nici, dacă vrei să spun așa, eu știu, să iai pe cei apropiați să fie tot sănătos, să fie toți în regulă și să te gândești că atunci când pleci la muncă sau pleci, eu știu, când te gândești la următorul proiect, totul este în regulă din punctul ăla de vedere, în așa fel încât să te poți concentra pe ceea ce ai de făcut. Dacă toate astea sunt în regulă, atunci nu ai motive să nu fii fericit. Dacă toată lumea e sănătoasă, dacă toată lumea are ce-i trebuie, inclusiv tu ca persoană, cred că în momentul ăla poți să te declari fericit. Eu așa, cel puțin, așa gândesc, așa m-aș declara eu fericit. Am înțeles. O altă întrebare, surpriză, să te luăm din nou prin surprindere. Trăiți sau existați? Nu știu, argumentează. Cred că în ultima vreme am început să cam exist. Și știu de ce spun asta? Pentru că avem un bebe, un copilaj de numai o lună în familie. Să-ți trăiască. Mulțumesc. Și avem și o fetiță mai mare de 3 ani și încercăm să ne reobișnuim cu ideea de a crește copilul. Din cauza asta am ajuns să pun stop unor proiecte, să le limitez pe altele, proiectele personale sau, eu știu, munca, și să mă concentrez mai mult pe alte chestii, să încerc să contribui și la ceea ce se întâmplă în familie. Toate chestiile astea m-au făcut să exist, să mă culc târziu, să trăiesc de la o zi la alta, să am foarte mult de lucru și să nu trăiesc în sensul ăla. Aștept, eu știu, când bebe să fie puțin mai mare, să am și moment în care o să trăiesc, în care o să mă bucur de viață și în care o să ne gândim și la eu știu, a ieși într-o vacanță sau a face altceva. Deocamdată doar exist. Consider că, sau în ce procent viața profesională ar trebui, este mai importantă, nu știu, decât viața familiară? Viața profesională nu ar trebui să fie mai importantă decât familia. Se întâmplă chestia asta uneori doar dintr-un alt punct de vedere. Atunci când faci treaba asta, te gândești și la ideea că viața profesională înseamnă pe resursă materială. Ai nevoie de bani ca să supraviețuiești, ai nevoie de bani ca să oferi familiei ce ai nevoie să primească. Și din cauza asta te gândești și la faptul că te ajută viața profesională să te dezvolți, să-ți dezvolți o carieră, să-ți dezvolți o afacere, de ce nu, și în felul ăsta să ajuți și familia. N-ar trebui să ia mai mult, ar trebui timpul să fie egal, zic eu, în așa fel încât să le poți face bine și pe unii și pe altele. De ce este important întunericul în viață și nu mă refer la noapte? De ce este important? Întunericul în viață și nu mă refer la noapte. Bună întrebare. De ce e important? Nu știu, poate pentru că uneori avem nevoie de liniște și de, eu știu, de chestii care să ne țină să stăm numai cu noi, să ne gândim la anumite chestii. Poate avem nevoie de momente în care să nu fim, eu știu, să ne fie bombardată retina de tot ceea ce este în jur și avem nevoie de clipe în care să luăm o decizie. Dacă te referi la tipul ăla de întuneric. Dacă te referi la un alt gen de întuneric, eu știu, în sens al răului sau așa, atunci nu cred că ar trebui să fie important, nu cred că ar trebui să existe în viața noastră. Dar dacă, sau nu știu, liniștea respectivă, tu, de exemplu, avem o viață tumultoasă, cum îți regăsești liniștea? M-am obișnuit să-mi găsesc liniștea așa acolo unde e gălăgie. În ultima vreme, cel puțin. Și nu mă refer numai la bebe, nu la faptul că el plânge sau așa. Dar încerc să-mi regăsesc liniștea prin aceea că
știu exact ce urmează, ce pas urmează să fac, că programez totul din timp în așa fel încât sunt toate bine puse la punct și dacă sunt toate bine puse la punct, am și liniștea aia de care am nevoie ca să gândesc alte proiecte sau să fac altceva. Am înțeles. Dacă ar fi să fii obligat să renunți la foarte multe lucruri din viața ta, care ar fi cele trei lucruri la care nu ai renunțat? Profesional, familial, material? Din absolut orice, din toate punctele de vedere. Mă gândesc că e bine să ai mentalitatea în care să știi că poți să renunți la totul și să o iei de la capăt. M-am gândit la chestia asta. De exemplu, mă refeream la, eu știu, la plecat din țară și l-am mutat într-o altă țară cu totul diferită. Ne gândim și la chestia asta. Dacă ar fi să renunț la totul, dar să aleg trei lucruri, cu siguranță familia ar fi pe primul loc. Ei sunt cei la care mă întorc și la care țin și la care și fără de care n-aș putea să trec mai departe și care contează cel mai mult pentru mine. Pe locul 2 probabil că ar fi ceea ce fac eu, pasiunile mele pentru jurnalism, pentru proiectul media pe care îl dezvolt, pe de o parte CD Podcast, pe de altă parte Constanța News. Și pe locul 3, dacă ar fi să fiu puțin mai material, ca să zic așa, m-aș descurca mult mai greu, aș putea să trăiesc, m-aș descurca mult mai greu fără sistemul pus la punct pe laptopul meu, să zic așa. Adică totul e atât de bine integrat, reglat și, fixat în așa fel încât să meargă bine. E un sistem bine uns. Cu siguranță ai călătorit și în România și peste hotare și ai întâlnit diverse persoane. Ce te surprinde cel mai mult la umanitate? Bună întrebare. E greu de răspuns la asta. Ce mă surprinde cel mai mult? Probabil că faptul că oamenii, dincolo de răutate, dincolo de plictiseală și de oboseală și de toate chestiile pe care le fac, oamenii mai au o fărâmă de bine pe care vor să o facă. Oamenii se întorc totuși la sentimentul ăla de a-și ajuta aproapele, de a-și de a se întoarce către cei din jurul lor, către apropiați și aș găsi cumva resursele să facă bine. Nu mă surprinde în sensul că nu e un lucru surprinzător, adică nu e ceva ce mă miră că există încă, dar mă surprinde într-un mod plăcut de fiecare dată când o văd și mă bucur că asemenea oameni există și că fac lucrurile astea. Zilele trecute, când ai postat pe Facebook un City Podcast în care am fost invitat eu, vorbeam la un moment dat despre România și despre patriotism. Și am zis că o să încerc să aflu răspunsul. Uite, vreau să-l aflu de la tine. Crezi că mai există România? Mai există patriotism? Da, pe siguranță există. Cu siguranță există. Chiar dacă noi românii mai plecăm în alte țări, chiar dacă oamenii sunt, supărați pe ceea ce văd în politicieni sau pe ceea ce văd în administrație, în afaceri, în mediul de aici, cu siguranță există. Sunt oameni care țin la țara lor. Eu chiar dacă vreau să plec și eu recunosc că aș vrea să plec, dacă mi s-ar oferi ocazia, într-o anumită țară, mă refer la Statele Unite, acolo unde am fost deja 6 ani, m-aș întoarce acolo și aș rămâne acolo, nu înseamnă că nu mi-ar păsa de România, nu înseamnă că nu aș simți că e nevoie să fac ceva pentru țara asta atunci când mi se cere sau când am ocazia. Voi ține continuare la țară, voi ajuta, și românii, și România, și cultura, și civilizația de aici să progreseze așa cum pot eu. Cum crezi că este văzut patriotismul în momentul de față în România? Nu prea e văzut. Uite, dacă e să-l compar cu cel al americanilor, nu prea e văzut. Adică n-ai să vezi oameni care sunt mândri că țin un tricolor în mână, să-l fluture, cu excepția zilei naționale, nu prea ai să-i vezi. Oamenii care sunt mult patrioti sunt considerați poate puțin excentrici, poate puțin extremiști. Nu extremiști, mai degrabă puțin săriți după fix, dacă vrei să zic așa. Sunt puțin ieșiți din tipare.
nu într-un sens negativ neapărat, ci în ideea că e greu să vezi asemenea oameni atunci când restul, când majoritatea nu face așa ceva, e greu să vezi niște oameni care flutură un steag în plus, care se gândesc că, și ca, afirmă cu tine, eu sunt român și rămân așa. Tocmai și pentru că România au o reputație nu foarte bună în Europa, în anumite zone, din cauza unor conaționali care au făcut lucruri rele pe acolo, dar sunt și oameni care țin la țara asta și care o duc mai departe. Ți-e rușine, nu știu, să fii în străinătate, ți-ar fi rușine să afirm cu tărie că ești român? Cu siguranță nu mi-a fost absolut niciodată. Eu am avut experiența Statelor Unite, unde românii nu sunt atât de cunoscuți, unde nu au ajuns oameni de noștri care au făcut rău, care au făcut rele, și din cauza asta românii nu aveau o reputație proastă acolo. Poate că în Europa, atunci când m-am dus, am fost privit, nu am avut eu o problemă cu asta, dar am fost privit într-un anumit fel când se uitau la mine și le spuneam că sunt român. Nu mi-a fost rușine, am spus întotdeauna. Și dacă mie nu mi-e rușine să spun chestia asta, mă gândesc că oricine poate să se ducă și să spună că e român. Și o ultimă întrebare. Știm că ești jurnalist. Poate o faci în pasiune sau poate o faci din alte motive. Dar cum este să fii omul prin care noi ceilalți vedem știrile? Mai există jurnaliști adevărați în România? Da, cu siguranță există jurnaliști adevărați. Din păcate, nu există, ca în orice domeniu, nu există pădure fără uscături. Sunt și oameni care, astăzi dau câteva exemple negative, nu vreau să nominalizez. Sunt oameni care am văzut pe undeva prin țară, oameni care au fost reținuți pentru șantaj, așa zis, jurnaliști. Sunt oameni care fură conținut unii de la alții, jurnaliști care nu gândesc, nu creează, nu află informațiile, ci le fură de la alții odată publicate. Nu vreau să mă gândesc la ei și nu mă voi gândi niciodată la ei ca la niște jurnaliști. Sunt niște oameni care încearcă să facă o meserie care trebuie respectată, pentru că este una care se face cu pasiune. Eu o fac cu pasiune, întotdeauna am făcut așa, am 14-15 ani de presă deja și o fac întotdeauna cu pasiune, o fac cu dăruire, mă gândesc întotdeauna ca informația să fie corectă, să nu fie o informație care să fie o informație care folosește publicului, care nu îndeamnă la, eu știu, chestii necivilizate. N-ai să vezi în titlurile mele "Clic aici ca să vezi nu știu ce", n-ai să vezi titluri sau, eu știu, informații trunchiate doar de dragul de a capta mai mult trafic. Sunt jurnaliști care fac presă bună și care trebuie să se mândrească cu ceea ce fac. Sunt și oameni care încearcă să fure din ceea ce fac acei jurnaliști buni și să corupă cumva meseria asta. Lucrurile se cern și în timp cei buni rămân și sunt în continuare jurnaliști, cei care nu sunt buni sau care au intrat în meseria asta cu alte gânduri vor dispărea ușor, ușor. Și acum, pe încheiere, dacă ai putea... Stai numai puțin să deschid asta. Și acum, pe încheiere, dacă ai putea să le spui, nu știu, sau care ar fi sfatul tău, părerea ta, încurajarea ta pentru tinerii din ziua de azi? E o întrebare generală, dar am să încerc să spun așa, fiți optimiști, mă adresez doar celor care ne privesc, fiți optimiști, încercați să faceți bun, să găsiți un lucru bun în tot ceea ce faceți și să vă gândiți că ajutați pe cineva, fie cu o informație, fie cu un ajutor fizic, orice fel de ajutor puteți să dați cuiva, dați-l, pentru că sunt oameni care au nevoie de el și care, chiar dacă doar vă mulțumesc și nu vă oferă ceva, să știți că vă ajută și pe voi într-un fel sau altul. Binele ăsta făcut se întoarce la tine dacă îl faci din inimă. În ceea ce privește meseria, nu uitați să vă faceți, sau viitoarea meserie, să vă faceți cu pasiune și să vă alegeți ceva care să fie la care să nu vă duceți cu ideea de și asta e să merg la muncă. Mergeți cu pasiune și faceți bine ceea ce faceți. Și ultima chestie, nu vă uitați niciodată familia, fiți alături de ei, pentru că ei sunt ceea ce aveți sau veți avea pentru o perioadă de acum înainte. Mulțumim, Adi, pentru prezență. Mulțumesc și eu. Până săptămâna viitoare, când ne vedem la o nouă ediție a
interviurile de la mare, vă doresc o săptămână cu un soare.